Golden Hour, emisiune alimentată seară de seară la un izvor de optimism. Apa izvoarele Călimani, cu Jesse Baneș la Gold FM. În seara aceasta alături de mine va fi Paula Neacșu, o invitată tare dragă mie, căreia îi mulțumesc pentru că vine să discute despre cauzele emoționale ale bolilor, un subiect foarte intens dezbătut și care ridică multe semne de întrebare. De ce ne îmbolnăvim? Cum să nu ne îmbolnăvim când sunt atâtea probleme în țara asta, în lumea asta, probleme pe care le avem și în familie? Iată, nici nu ne mai mirăm că avem atât de multe boli despre care auzim și atât de mulți oameni și cunoștințe și apropiați bolnavi, dar iată că există o speranță și pentru ei, chiar dacă pentru mulți dintre aceștia medicii nu descoperă poate ce boală au sau care este cauza, să știți că mai este încă un fel de cauză despre care ne va vorbi în seara aceasta Paula Neacșu. La mulți ani, Paula, draga mea! Bine te-am regăsit! Ce faci? Cum ești? Cum ți-ai început anul? Ești foarte vocală, să spun așa, pe rețelele de socializare și te felicit pentru că cu toate sfaturile tale vii în sprijinul oamenilor și a românilor care, iată, din câte am văzut, te cheamă și de peste hotare ca să le vindeci problemele. Da, așa este. La mulți ani, Jessie, la mulți ani telespectatorilor noștri pentru 2024, la mulți ani colegilor din echipa ta și la mulți ani românilor de ziua noastră, de ziua Unirii. Da, mi-am început anul foarte bine, doar m-am întors de câteva zile din Austria, duminică, unde am lucrat cu un pacient care a avut un accident de motor și tot cauza emoțională a stat la bază. Băiatul este imobilizat de 5 ani, nu poate vorbi, nu poate merge. Și când m-a căutat maică-sa anul trecut în noiembrie și am văzut și sunt de vorbă cu maică-sa făcând o amlaneză simplă la prima vedere, pentru că copilul, băiatul, că e băiat în toată fila, nu putea și nu poate vorbi. Atunci mi-am dat seama că, de fapt, ceea ce a stat la bază a fost un șoc emoțional. Și șocul emoțional este acela care, sau orice boală este cauzată de un șoc emoțional și în momentul în care se experimentează șocul emoțional, creierul face legătura între psihicul nostru și organul respectiv. Dr. Hammer spunea un lucru foarte interesant, că orice șoc emoțional determină o leziune pe creier detectabilă la un simplu CT ca un set de inele concentrice. Și iar ceea ce a fost și mai interesant este că același tip de șoc poate provoca diferite sau același tip de șoc emoțional vizează aceeași zonă de pe creier care vizează o anumită organ. Cu alte cuvinte, fiecare cauză emoțională, fiecare emoție pe care o experimentăm îi corespunde un anumit organ. Și spre să înțeleagă telespectatorii noștri, de exemplu, traseul tristeții are următorul traseu. Deci prima dată începe în zona capului, după aceea afectează zona poate a gâtului, zona inimii, după aceea coboară în stomac și de acolo coboară în rinic și în zona genitală. Ăsta este traseul pe care îți dai seama câte organe poate îmbolnăvi tristeța. Și multă lume ignoră, Paula, aceste emoții. Am fost învățați de mici să ne suprimăm emoțiile, să nu lăsăm să se vadă, să se citească pe noi ce ne supără, ce ne doare. Noi trebuie să ținem în noi, să fim tari și iată că ajungem să ne îmbolnăvim. Exact, pentru că, uite, pacientul la care eu tocmai m-am întors și voi pleca pe doi în Germania de voi lucra iar cu un set de pacienți care m-au solicitat, Claudiu,
tocmai datorită acestui șoc emoțional, pentru că el n-a fost învățat să spună, a ținut în el, da, o anumită tristețe, o anumită supărare. Și nemai având control asupra lui sau gândurile l-au furat, pur și simplu s-a întâmplat accidentul în urma care a rămas invalid și i-a afectat într-adevăr o parte din creier, partea vorbirii și partea care ține de emoții. Și este foarte bine că atunci când noi experimentăm o anumită trăire emoțională, indiferent cum se numește ea sau prin ce trece omul, este foarte bine ca noi să vorbim. Este foarte important că atunci când noi nu mai putem să gestionăm situația respectivă, să cerem ajutor, să cerem ajutor specialiștilor, fie că se numesc preoți, fie că se numesc terapeuți, fie că se numesc coach, fie că se numesc, nu știu, psihologii, da? Este nevoie să apelăm la ajutorul, pentru că de ce? Pentru că nu mai poți controla, gestiona situația foarte bine. Tu nu poți sta în acea stare neutră încât să poți vedea adevărata cauză, pentru că te fură emoțional, fără să vrei te fură. Și atunci este bine ca tu să stai într-o poziție neutră în care poți să vezi. Și cu cât un conflict emoțional durează mai mult, cu atât mai rău se bolnăvește organul respectiv, corespunzător acelui tip de conflict. Și există două, de exemplu, cancerul. Știi, când vorbim, spunem cancer, deja ne gândim la moarte. Ei, nu, da. dacă noi ne dăm seama de prima dată ce se întâmplă și ne ducem la medic, pentru că nu trebuie neglijat nici medicina alopată, pentru că medicina alopată își are rolul ei foarte bine determinat, da? Și eu încurajez oamenii să se ducă la medic, să le pună un diagnostic, să facă o investigație și după aceea să apeleze și la noi, terapeuții, psihologi, cum ne numim fiecare dintre noi. Cumva, Paula, eu văd că ar trebui să se meargă în paralel cu un tratament. Exact. Dar în primă fază ar trebui să mergeți la medic, să descoperiți care este problema, să o tratați așa cum vă spune medicul, da? Corect. Și să veniți în ajutorul medicamentației sau indiferent că faceți chimioterapie sau orice altceva, exact. Să încercați să ajutați și corpul, cum ar veni dinăuntru să se vindece și cu ajutorul gândurilor și emoțiilor noastre. Exact, pentru că asta înseamnă, Jessie, abordarea holistică. Și asta înseamnă medicina holistică. Ori un terapeut holistic este cel care tratează omul pe întreg. Asta înseamnă medicina holistică, a trata omul pe întreg, minte, trup și suflet, da? Și atunci trimiți pacientul, omul trimis la medic, îi se pune un diagnostic foarte bine stabilit, îi se dă medicația corespunzătoare și în paralel, pentru că sunt rezultate, sunt studii științifice în care combinația aceasta între medicina alopată și medicina holistică complementară dă rezultate foarte bune până la aproape vindecarea corpului fizic și organului corespunzător. Și oamenii trebuie să înțeleagă următorul lucru, că există două faze de îmbolnăvire sau orice proces de îmbolnăvire are două faze, și anume avem faza de conflict activ în care corpul sau faza de îmbolnăvire în care se instalează o tensiune în corp, o stare de neliniște, apare lipsa poftei de mâncare, corpul începe și atunci fiind lipsa poftei de mâncare, nu mai mănânci, începi să pierzi în greutate, apar insomniile datorită grijilor și gândurilor care tot strece prin mintea ta.
mâinile sau picioarele pot deveni reci, pielea devine sensibilă, apare genul acela de alergie sau anumită iritație. Și oamenii trebuie să înțeleagă că în acele de ce se produce toate aceste stări și este o stare foarte periculoasă. Da? Este foarte periculoasă că dacă nu știi să o gestionezi, poate duce chiar la deces, dar nu datorită patologiei în sine. Și vorbesc, uite, că am vorbit mai devreme de cancer, nu cancerul este cel care te ucide, ci pierderea de energie. Pentru că tu pierzi energie. Pierzând energie, ce se întâmplă? Corpul tău este slăbirea aceasta exagerată, apare insomnia, apare epuizarea mentală și emoțională, care toate lucrurile acestea ce fac? Duc la slăbirea sistemului imunitar. Și slăbind sistemul imunitar, tu devii vulnerabil. Da? Organismul tău fizic nu are puterea, capacitatea de a lupta cu boala, de a o putea înfrânge boala, da? Da, și atunci ce se întâmplă? Boala preia controlul asupra ta, ori tu nu mai ai putere. Și te identifici unul la unul cu patologia, cu boala pe care o ai și te numești boala respectivă. Da? Deci voința ta scade, puterea ta, de fapt puterea ta. Tu nu ai energia necesară ca să poți să lupți cu boala respectivă. Și chiar dacă de foarte multe ori vorbim de impactul acesta emoțional devastator al diagnosticului, că atunci când îți spui cancer sau oricare altă patologie destul de gravă, primul lucru care este că tu mai ai foarte puțin de trăit, da? Ei, acesta este momentul în care este indicat să începi și terapia. Dacă înainte să s-a pus să te îmbolnăvești. Dar primul semn în care vezi că, domne, ceva este în neregulă cu mine. Tot timpul sunt trist, tot timpul sunt mohord. Nu mă nemulțumește nimic. Nu este, după părerea mea, nu este o stare normală în care noi să stăm, să fim triști, să fim depresivi și vedem atât de multe cazuri de depresie, de anxietate în rândul și a tinerilor. Și tineri bolnavi de tot felul de boli incurabile, nu este o stare normală în care să stai. Exact. Tristețea, durerea, apăsarea. Nu este, pentru că acestea duc la îmbolnăvire. Și ăsta este primul semn în care ar trebui să-ți dai de gândit că ceva este în neregulă, ceva se petrece. Și dacă tu nu ai puterea să faci schimbarea, switch-ul, cum spun eu, nu restart și upgrade-ul, switch-ul, schimbarea, atunci este momentul în care este bine să apelezi la un terapeut. Din păcate, spun din păcate, este un lucru pe care l-am auzit la o grămadă de oameni care își doreau, de exemplu, să lucreze cu mine și primul lucru întrebau cât costă terapia. Și zice, nu am bani. Și atunci le puneam următoarea întrebare. Bun, nu ai bani pentru tine, pentru a investi în sănătatea ta. Însă ai bani să-ți iei, nu știu, dau și eu un exemplu acum, nu știu ce telefon. Ultimul model de iPhone. Am, bun. Și atunci, nu există, nu am bani. Este doar... Pe ce consideri tu că este important? Pe ce dai tu valoare banul tău să-l investești? Da? Că dacă tu nu-ți dai valoare și consideri că tu nu ești important, nu, normal că nu ai bani. Însă dacă vrei să-ți achiziționezi și mai important pentru tine este să-ți achiziționezi ultimul tip de iPhone și să te afișezi cu el și să creezi o falsă senzație că tu ești bogat, dar în realitate cât de bogat ești când tu nu ai bani să investești în tine, în sănătatea ta, psico-emoțională și mentală,
atunci tu nu pui mare preț pe tine. Paula, vreau să te întreb, care sunt emoțiile care ne duc la îmbolnăvire și din câte s-a descoperit până acum, ce organe ar afecta aceste emoții, dacă poți să ne spui? Bun. Bine, minte, acum hai să o luăm cu stomacul. Da? Stomacul știm că este organul corespunzător pentru digestie, da? Ei, dacă tu stai într-o situație, într-un conflict în care nu îl poți digera, de exemplu ura. Ura care nu poate fi digerată, nu poate fi controlată. El afectează odată, mi afectează odată stomacul și afectează a doua oară intestinul subțire și de aici apare sindromul acela de intestin iritabil. Da. Sau apare gastrita, da? Sau ulcer, oricare altă patologie legată de organele respective. Pentru că eu urăsc, eu nu pot ierta situația respectivă, eu nu pot digera, da? Nu-mi convine, dar nu pot digera, dar stau în ea, nu fac nimic să ies din ea, pentru că spun nu pot, nu există nu pot, apropo, există doar nu vreau. Și atunci, stând o perioadă lungă de timp, ce face? Această cauză emoțională, această emoție se duce la organul respectiv. La stomac, care este responsabil de digestie, la intestin, care ține de evacuare, la colon, care ține de evacuare. Da? Adică nu dau drumul și ce fac? Țin în corpul meu toxina emoțională. De exemplu, la noi femeile, când apar problemele la uter, da? Indiferent care sunt ele, da. Unul din conflictul emoțional este acela că tu ai un sentiment de inferioritate sexuală, da? Tu nu-ți accepti sexualitatea, tu nu-ți accepti feminitatea. Și atunci tot acest conflict se duce unde? La uter și apar, îmi îmbolnăvește odată ovarele, îmi îmbolnăvește, știu eu, tot ce înseamnă aparatul acesta genital al nostru, al femeilor. Dacă tot vorbim de asta, la bărbați, în cazul bărbaților, dacă se îmbolnăvesc tot din această zonă. Da, este un conflict pe latura sexualității și la ei, la ei se îmbolnăvește prostata și destul de bine, da? Apare cancer, apropo de prostată. Da. Ei, ăsta este. Foarte multă lume mă întreba și pe TikTok care sunt conflictele, cauzele emoționale care duc la îmbolnăvirea tiroidei, pentru că știi că sistemul ăsta endocrin este cel responsabil de buna noastră funcționare din punct de vedere emoțional. Ei, iar tiroida, ce înseamnă conflictul care este și duce la îmbolnăvirea tiroidei, este neputință. Neputință, eu nu am control, fără control, da? Eu sunt neputincioasă în fața unei situații, eu nu pot controla situația respectivă, stau într-o stare de furie, nu de furie, de tristețe, de neputință în general, da? Mă plâng tot timpul, dar nu fac nimic, sau poate nici nu mă plâng, dar țin în mine. Nu am curajul să înfrunt situația respectivă și de aici apare îmbolnăvirea de tiroidei și eu una am experimentat toate aceste lucruri pentru că eu am o hipotiroidie autoimună și iar când m-am îmbolnăvit mi-am dat seama că de fapt cam asta a fost cauza. Știi? Și am lucrat cu mine și este ok acum. Da. Însă din momentul în care s-a îmbolnăvit tiroida, este bine să mergem și la medic. De fapt, la orice îmbolnăvire este bine să mergem întâi și la medic sau în paralel una cu alta. Da? Este foarte important lucrul acesta. Este extrem de. De exemplu,
dacă ai văzut că uneori mai apar îmbolnăvirile astea la ureche, în urechea internă, otita, sinuzite, tot ce este sinuzite. Dar asta ce înseamnă? Înseamnă următorul lucru, că este sentimentul de imposibilitate de a afla adevărul. Sunt lucruri pe care eu le aud, nu vreau să le aud, dar le aud, da? Numai și pun barieră. Sau există, cum să zic, nu vreau să aflu adevărul. Caut soluții să aflu adevărul, dar este imposibil. Și atunci ce fac? E ca și cum aș pune mâinile la urechi și zic stop, nu vreau să mai aud. Asta este cumva și în cazul bolilor de ochi, Paula, și de exemplu, da, de gât, da. Da, ceva. Da, este și în cazul bolilor de ochi, pentru că este ceva ce nu vreau să mai văd. Există o situație tensionată pe care eu nu vreau să o mai văd, nu vreau să mai aud, nu am posibilitatea să-mi exprim nemulțumirea. Asta se întâmplă de foarte multe ori în cazul în care sunt partenerii stau într-o relație de asta bolnăvicioasă, toxică. Da? Și când vine vorba de gât, pentru că de mulți avem probleme cu gât, amigdalite, tot felul. Nu știu să-mi exprim sentimentele, nu știu să spun nu. Nu pot spune ceea ce pe mine mă nemulțumește. Îmi înghit cuvintele. Da, îmi înghit cuvintele. Și atunci ce fac? Îmi încarc corzile vocale, îmi îmbâxesc emoțional corzile vocale și în momentul acela nu mai pot vorbi, apar inflamațiile la nivelul gâtului. Da? Că e ceva ce vreau să exprim, însă nu pot, nu am curajul să exprim. Nu am posibilitatea să exprim. Nu găsesc puterea să spun, cu toate că mă deranjează. Nu găsesc puterea să spun nu, neputința de a spune nu. Știi? Mai ai alte exemple de cu boli, dacă nu vreau să te pun câteva întrebări. Te rog. Gura, de exemplu, știi, apar aftele, durerile astea dentare, ce înseamnă? Tu nu poți mesteca, nu poți suporta o anumită problemă, o anumită situație. Atunci când ne apar patologii la nivelul pancreasului, acolo vorbim de conflicte cu membrii familiei. Iar foarte interesant, astea toate ce vă dau eu sunt preluate de la Dr. Hammer, știi, din studiile, cercetările făcute de el, și el spunea un lucru foarte interesant și mie l-am analizat și chiar așa și este. Spune că atunci când la femeie apare o patologie la sânul stâng, pentru că știm că partea stângă este partea care ține de feminitate, cu partea noastră feminină, este conflictul care pune în pericol copilul, familia și casa. Foarte interesant. Iar când apare pe partea dreaptă, este conflictul cu partea bărbătească. Este un conflict care stau într-o situație care mie nu mai îmi convine, care nu mai îmi face bine, da? De inferioritate. Și atunci îmi stopez feminitatea. Iar o chestie, că tot aud în jurul meu problemele astea de colon. Colonul este conflictul peste care tu nu poți trece de niciun fel, da? Și ce fel de conflict? Conflict interior, conflict cu anumiți membri ai familiei, conflict cu persoane din jurul tău. Da. Dar de obicei e conflictul tău interior cel mai mult. Și la toate stă neiertarea. Cât de important, un lucru atât de simplu, să zicem, în teorie, dar foarte greu. Dar foarte greu de făcut. Foarte, foarte, foarte greu, foarte greu, foarte greu de. Nu neapărat neiertarea celor din jurul nostru, cât și neiertarea față de noi.
Păi aici este interesant că dacă oamenii ar înțelege că, de fapt, atunci când tu ierți, nu-l ierți pe cel de lângă tine sau cel care ți-a greșit și, de fapt, tu te ierți pe tine pentru toată neputința de a nu ști să ierți, de a sta în situația respectivă și că, de fapt, cel mai mare favor ți-l faci ție, cel mai mare beneficiu este cel pe care ți-l aduci ție, oamenii ar înțelege și ar putea ierta mai bine. Și uite, îmi vine acum să dau un exemplu pe care mie îmi place să-l dau mai peste tot. Domnul Iisus Hristos, spre deosebire de toți marii iluminați ai acestei lumi, de Buddha, Mohamed și toți cei care sunt, în afară de iubire, mai ne-a dat un lucru. El e singurul care ne-a dat asta, ne-a dat iertarea. Da. De ce? Pentru că ne iubește. Asta înseamnă iubirea adevărată. Și când ierți, înseamnă că iubești și nu neapărat că îl iubești pe celălalt, că e bine să-ți iubești aproapele, însă o faci în iubire pentru tine. În primul rând pentru tine și după aceea pentru ceilalți. Nu te pune nimeni că atunci când ierți, nu te obligă nimeni ca tu să rămâi în relație cu persoana respectivă. Nu. Ai iertat-o, ai eliberat-o, ai lăsat-o să plece. Da? Că mulți zice, da, dar știi, asta ce înseamnă să mai vorbesc cu ea? Și eu le spun, nu te obligă nimeni să faci lucrul acesta. Pur și simplu a iertat și l-ai eliberat, l-ai lăsat să plece. Da. Când apar aceste boli la adulți, să zicem că le găsim într-adevăr aceste sentimente pe care le nutrești și nu le dai voie să iasă sau să te eliberezi de ele și îți provoacă aceste boli. Dar ce să ne facem când vine vorba de copii, Paula, care se îmbolnăvesc? Și la copii este valabil același copii, lucru? Nu, la copii este vorba de altceva, pentru că, și foarte bine ai punctat, pentru că, de exemplu, un copil de 2 ani, serios, bun. Aici sunt două aspecte. Unu, vorbim de traumele intrauterine pe care copilul a avut. Dacă copilul a fost nedorit, dacă mama a stat într-o situație conflictuală, dacă mama a fost stresată, dacă mama a fost tristă, știi? Da, apar toate aceste lucruri și atunci este foarte important să se lucreze cu mama. Și mai este un alt aspect, dacă copilul este într-o familie, eu sper să nu se întâmple foarte des lucrurile astea, este într-o familie în care copilul nu este, totuși el a venit pe lume, da? S-a născut, însă copilul nu este dorit foarte mult, copilul stă într-o familie în care există certuri, în care există copilul ce vede ceartă, conflict, și în care violență, atât fizică cât și verbală. Și ce poate să creeze la un copil de un an de zile? Da? Poate să se, tonalitatea este foarte ridicată, copilul se sperie și apare frica. Adică la copii, când vorbim de cauzele emoționale, vorbim, ne legăm de părinți. Fie de mamă, în perioada în care copilul a fost în viața intrauterină, fie de familia în care el s-a născut. Pentru că este foarte bine știut că orice rană emoțională are loc în copilăria noastră. Cele mai mari traume emoționale are loc până la vârsta, se spune în cărțile de specialitate, de 7 ani, însă nu, eu le duc până la vârsta de 12, chiar 14 ani. De ce te întrebam acest lucru? Pentru că poate o să vină mulți ascultători care s-au confruntat de-a lungul vieții sau chiar se confruntă cu o anumită boală și o să zică, eu nu mă regăsesc deloc în ce spune aici Paula Neacșu, ce discut aici la Golden Hour cu Jesse Baneș, pentru că eu n-am o emoție, eu n-am, n-am o cauză emoțională a bolii, dar eu cred că și în copilăria noastră putem găsi și în viața intrauterină, cum spune Paula, putem găsi.
cele mai mari și în vederea intrauterină, Jessie, iartă-mă că te întrerup, pentru că este perioada în care gândește-te că se formează, trecem de la embrion, se formează organele, creierul, inima, ficatul și toate organele noastre interne. Și dacă mama trece atunci prin anumite stări emoționale, conflicte emoționale, imediat se știe că există o legătură între mamă și copil, da? Prin acel cordon umbilical. Și copilul simte, de exemplu, eu am o pacientă care lucrez cu o fetiță de, cred că are 2 ani, sau până în 2 ani, da, până în 2 ani. Și maica s-a spunea întrebarea de ce fata, că s-a descoperit patologia, s-a declanșat la vreun an și un an de zile, un an și două luni, un an și o lună. Și stând de vorbă cu maica s-a și discutând cu ea, cauza era într-adevăr din viața intrauterină, în care mama a trecut printr-o anumită situație, iar copilul a preluat șocul emoțional. Asta este foarte important, oamenii să înțeleagă lucrul acesta. Da? Este foarte important să înțeleagă acest aspect. Iar când se confruntă cu o asemenea situație, mama, părinții, este bine să se, da, mama special, da, și tata să se întrebe ce au făcut ei. Și așa aduc aminte mama când era gravidă sau să analizeze un pic situația din familia lor. Că și uite, mai vine acum în minte că poate să fie telespectator care să scrie, spectator care să, auditor care să spună: "Păi da, Jessie, da, știi ce spune Paula, dar na, eu am fost fericit, eu am avut o sarcină ușoară și am fost fericită cu soțul meu." Da, da, dar poate ai văzut o știre la televizor și te-ai impactat emoțional. Știi? E vizualul. E vizualul. Ai auzit? Auditiv? Și copilul poate să nască cu probleme auditive, da? cu autism și alte lucruri. Adică sunt lucruri minore care noi nu le dăm atenție. Pentru că nu le dăm, că suntem prinși în tumultul ăsta al vieții de zi cu zi. Însă au loc. Uite, lucruri minore. Poate că sunt și ascultători care au trecut printr-o perioadă mai dificilă în viața lor, s-au confruntat cu o boală, dar au reușit să scape de ea cu ajutorul medicinei alopate, tratamentelor medicilor. Ne bucurăm de asta. Crezi, Paula, că ei ar trebui să lucreze totuși cu un terapeut în acest sens, să descopere care a fost emoția care le-a declanșat această boală, ca ea să nu mai revină? Pentru că sunt boli și cancerul care revine, chiar dacă este tratat. Da, pentru că știi ce se întâmplă, Jessie? Eu tratez, se tratează doar efectul, nu și cauza. Da. Și la prima chestie care apare și mi butonează și îmi declanșează emoția care o am în spate, ce să vezi? Recidivează boala, pentru că explodează. Eu n-am tratat omul ca întreg, eu n-am tratat și cauza, am tratat doar efectul. M-am ocupat de efect, însă acolo rămâne. Da? Amprenta energetică a conflictului respectiv acolo rămâne. Și la prima experiență din exterior care mie îmi declanșează imediat și mi-apasă butonul, răbufnește. Și trec din nou prin aceleași stări. Repet aceleași stări. Și atunci ce să vezi? Boala recidivează. Atunci recidivează cancerul, de exemplu, sau nu mai cancerul. Și alte boli, pentru că este foarte important ca pacientul să înțeleagă și conflictul care a provocat boala respectivă. Și mai ales este foarte important atitudinea pacientului, omului, față de acel conflict, căci de fapt acel conflict este, acesta îmbolnăvește și nu conflictul în sine, atitudinea pe care eu o am față de conflictul respectiv. Ca dacă eu mă duc pe, nu știu, indiferență, pe, de fapt atitudinea mea este cea care îmbolnăvește.
Deci este foarte important să înțelegem conflictul emoțional, cauza emoțională sau cauza care a dus la îmbolnăvirea respectivă. Și uite, un alt exemplu să înțeleagă oamenii. Eu am o pacientă tare dragă mie, o doamnă la vreo 60 și ceva de ani, și cu un cancer, și tot timpul spunea că o doare. Ea când e în spital este cel mai bine. Și ceva așa de bine, și că eu lucrez cu ea și vine acasă și începe să o doară omul, să o doară. Și am întrebat-o. Zic, doamna, cum o cheamă pe dumneavoastră, că nu pot să-i dau numele. Și zice, păi da, dar știi că, uite, era acolo o cauză, o situație. Și am zis, uite, știi ce, am învățat, am să adevăr cu noi și am spus, uite, eu vă propun, nu credeți că e mai bine să? Și doamna m-a ascultat, iar astăzi, înainte de emisiunea voastră, am avut terapie cu dumneavoastră și zice, știi că am aplicat ceea ce tu mi-ai spus și mi-este bine, nu mai mă dor așa de rău. O dura șoldul. Asta era de la patologie, știi? Dar nu mai apăreau durerile de umăr, de spate, pentru că căra acea povară în spatele dumneavoastră, povara, toxina aceea emoțională, da? O căra în spatele ei și era mult mai, mult mai bine. Și am zis, uitați, vedeți, dacă faceți, puteți să stați acasă, nu numai internat în spital, să vă simțiți bine. Era foarte bucuroasă. Știi, apropo de atitudinea pe care noi avem față de un anumit conflict. E foarte interesant, Paula, că acum când au ajuns să fie atât de multe boli și cred că în ultima sută de ani s-au descoperit incredibil de multe boli, câte nu s-au descoperit de când există omenirea asta în total. Și este foarte interesant că acum s-a descoperit că aceste boli, și asta vreau, te rog să-mi spui tu, au și o cauză emoțională. Este recent, nu, această descoperire? Pentru că este, vine concomitent cumva cu o perioadă în care suntem mai atenți la emoțiile noastre. Am trecut prin războaie, generații întregi, așa mai departe. Acum suntem mai relaxați, avem mai mult timp să stăm, să gândim, să răzgândim, să simțim emoțiile. Nu mai suntem prinși în tumultul acela al vieții. Apar foarte multe boli noi și acum ne dăm și seama că toate aceste boli au cauze emoționale. El a fost întotdeauna, însă nu am vrut noi, de exemplu, în medicina chineză se știe lucrul acesta, la șamani la fel. Este nou pentru noi, pentru români, pentru că gândește când a apărut ca și facultate, ca și ramură, psihologia la noi, la români. Ia gândește-te, la noi în România, când a fost introdusă? După 90 a fost. Și da, pentru că acum avem alte deschidere, putem citi mai mult, ne putem documenta. Sunt din ce în ce mai mulți oameni care sunt treziți, ne trezim spiritual, începem să găsim o altă abordare, da? Vis-a-vis de medicina holistică a existat, că ea a fost, da? Însă noi nu eram foarte, foarte atenți la așa ceva și nu eram orientați cum trebuie, da? Nu eram orientați cu trebuie și spre bucuria mea, eu mă bucur enorm de mult că oamenii au început să aibă deschidere și spre această ramură a medicinei, care este tot o ramură, este medicina complementară, medicina holistică, da? Și m-aș bucura tare mult să se rezolve și conflictul acesta între, și din ce în ce mai mulți medici recomandă, da, să apeleze, da, la terapeut, și asta mă bucură tare, tare mult, pentru că noi terapeuții avem anumite tehnici care știm cum să ajungem să aflăm cauza, cum să conducem pacientul prin tehnicile pe care le avem, să poată elibera, că se eliberează, da? Se eliberează acea emoție, se eliberează de fapt amprenta energetică, da? Pentru că rămâne amprenta, că cea care îmbolnăvește este emoția aceea negativă, ținută captivă cu toate resentimentele.
da? Negative, ținte captive, că eu țin resentimente, ce sunt? Sunt emoții. Sunt emoții pe o vibrație joasă pe care eu le țin acolo, sunt în starea aceea latentă și momentul în care găsește, cum se numește, ăsta prielnic, da? Un mediu prielnic. Așa, da. Un mediu prielnic imediat se activează. Se activează. Și oficial știți destul de bine că am trecut într-o nouă eră. Și sper să fie o eră și este o eră a vindecării. Au apărut pe piața noastră, apropo de chestia asta, foarte multe cărți despre puterea de vindecare, puterea noastră, pentru că ne întoarcem la noi, ne întoarcem la interiorul nostru, la sursa noastră divină și atunci ne vindecăm cu propria noastră energie, ne folosim gândul, pentru că oamenii, dacă am spus-o și o spun, cea mai puternică armă la ora actuală este puterea gândului, pentru că cu puterea gândului poți face foarte, foarte multe. Și atunci oamenii sunt învățați să-și folosească puterea gândului, puterea minții, da? Prin acele afirmații, acele mantre care tot timpul se rostesc. Ce se întâmplă? Creierul nostru este înzestrat cu proprietatea de neuroplasticitate. Asta însemnând că el are proprietatea de a crea noi rețele neuronale prin repetare. Deci creez gânduri noi, sunt învățat cum să-mi controlez gândurile, nu mai stau în gândul acela de tristețe, de furie, de neputință, da? Și eu învăț să-mi controlez gândul meu și să gândesc pozitiv, astfel încât să-mi aduc o vibrație bună, o stare de bine, îmi cresc energia și automat starea de bine, eu am atunci puterea. Da, puterea, îmi găsesc în mine forța, puterea să pot lupta, să pot înfrunta, să pot merge mai departe, pentru că practic ne conectăm la scânteia divină din fiecare dintre noi. Ori scânteia mea divină din mine binecuvintează scânteia divină din telespectatorii noștri. Știi? Paula, îți mulțumim foarte mult pentru discuția din seara aceasta și te mai așteptăm cu drag, pentru că sunt multe subiecte interesante. Și te felicit încă o dată pentru ce faci în mediul online și cum le dai sfaturi celor care mulțumesc tare mult, mulțumesc. Văd și eu că sunt de folos din sutele de comentarii care le primesc de la oameni și care îmi spun că tot ceea ce dau le-a fost de folos, le-au folosit și i-au ajutat. Pentru că trebuie să recunoaște, totul este energie. Așa. Noi suntem energie, da? Da. Paula, îți mulțumim încă o dată și îți dorim o seară fantastică. Dragii mei, a fost alături de noi Paula Neacșu, terapeut holistic. Îi mulțumim pentru toate sfaturile și imediat mergem mai departe cu al doilea invitat, Marius Coman, creator digital, să ne spună din secretele lui pentru a câștiga bani din mediul online, pentru că da, se poate. Vă doresc o seară liniștită. Sunt Jessie Bane și ne revedem mâine tot aici la Gold FM, Golden Hour cu Jessie. Încă o dată, la mulți ani de ziua Micii Uniri.